dăm nevăzătorului informația mediului înconjurător. Anume, în acest, acest manichin nu avem, dar în mod normal nevăzătorul ar purtea căști, iar sunetul din care ar veni, să zicem, un pericol sau un obstacol foarte apropiat ar fi direcțional, dacă ar fi un perete în partea stângă și-ar putea dea seama. Iar această centură este doar de demo. În mod normal, el ar purta o centură, în loc de LED-uri ar avea motorașe, iar în funcție de direcția, pe cum vedeți, direcția pericolului, acele motorașe ar vibra mai puternic sau mai încet. Scopul proiectului este de a ajuta persoane străine, cu preponderență copii, fiind o interfață foarte prietenoasă, să învețe limba română. Și exact cum a dat și o persoană exemplu mai devreme, chiar copiii din români din diaspora pot învăța mult mai ușor limba română. În principal, avem mai multe nivele. Avem un video prin care putem asculta cum să pronunțăm diferite cuvinte și apoi putem să vorbim în microfon cuvântul respectiv și o să primim un scor de la o stea la 3 stele în funcție de cât de bine am pronunțat fiecare literă în parte. Suntem bucuroși de faptul că prima universitate în România care are o expoziție în Parlamentul European este Politehnica și o expoziție de tehnologie cu echipamente, cu produse, cu software și așa mai departe, realizate de profesori universității, de cercetătorii universității, de oameni foarte tineri care au fost și astăzi aici. Și suntem bucuroși de faptul că această tehnologie este apreciată inclusiv la acest nivel. Este o onoare și plăcere pentru mine să fiu în această seară aici, mai ales pentru faptul că vorbim despre ce are România mai bun de oferit lumii și anume mințile extraordinare pe care, datorită profesorilor de geniu, noi reușim să îi aducem pe cei mai buni dintre cei mai buni tineri ai României aici, în cel mai important loc al Europei, în Bruxelles, în Parlamentul European.